4. Vernicue, Nostradamus reușise pe seama să această stranie revelație. Până acum, el nu văzuse niciodată ceea ce alții puteau să vadă. El căută să-și explice acest lucru și iată ce află. Este pedepsa regelui Henry, care începe. În această zi de miercuri, Vernicue va fi de asemenea lovit. E ziua în care pot spune omului acesta că sunt răzbunarea întruchipată. E deci natural ca Marie să mi se fie arătat pentru a mă încuraja. Efortul de voință pe care îl încercase, groază prin care trecuse, aproape că el amețiseră. Spre prânz, datorită inepuizabilei sale energii, își reveni. Câteva ore mai târziu, redeveni stăpân pe sine. Încă le urmat de doi valeți, porni spre marele ceatelet. E greu de imaginat efectul ce îl producea acest om asupra populației Parisului, atunci când apărea îmbrăcat în catifea neagră, în mantia lui lungă de mătase, neagră fluturând pe umeri, cu strania lui eleganță. Statura lui înaltă, umerii săi largi, trăsăturile nobile ale chipului cu ochii negri înflăcărați, această extraordinară frumusețe avea ceva misterios în totul, reținând atenția mulțimii. Cu toate acestea, se știa că nu e un mare senior, dar pentru toți însemna mai mult, era damas. Simpla lui apariție electriza, iată el. Atunci lumea fugea după el, unii se închinau înspăimântați, alții se apropiau de el pentru a-i atinge pulpana mantiei. Bolnavii îl rugau să-și pună mâna pe fruntea lor pentru a-i tămădui. E cel care scrutează viitorul. E tămăduitorul. E Nostradamus. Nostradamus intră în fortăreață. Era ziua, dar după ce trecu porțile, când se găsi față în față cu cel ce se afla în paradis, se făcu în tuneric. Magicianul luă felinarul din mâinile temnicerului, deschise el însuși zăvaiele și intră singur. La zgomotul ivărului, la vederea acestei lumini palide, Prizonierul se ridică din patul mic în care zăcea cu fața în mâini și înaintă buimac. Cine e? Tu ești, în sfârșit, cu cernice părinte. Loioul nu va mai veni, zise Nostradamus. Nu-l vei mai vedea vreodată. În clipa aceasta el se mai află în drum spre Roma, unde de altfel, nici nu va ajunge viu. M-a părăsit. Scrâșni vernicoe frângându și mâinile. A plecat și m-a lăsat. Blestemat să fie. Rău faci că el blestemi, zise Nostradamus. El vroia să te scape. A fost însă împiedicat de maiestatea sa regele Henry al ii care l-a alungat din regat. Regele. Regele acesta nedrept. Regele acesta croat și trădător. Adăugă vernicuie cu un râs sinistru. Ei bine. Blestemat să fie deci Henry al doilea. lea Rău faci că el blestem pe rege, zise damas. El n-a făcut altceva decât să asculte sfaturile și ordinele celui care i le-a dat, Vernicu e privit spre vizitator, încercând zadarnic să-l recunoască. Și cine a fost mai puternic decât Ignațiu de Loyola? Cine își permite să dea ordine regelui Franței? Eu, zise Nostradamus. Tu, cine ești tu, diavole? Nu-ți văd fața blestemată. Dar mi se pare că am mai auzit această voce care-mi răscolește inima. Cine ești tu? Cum te cheamă? Fără să răspundă, Nostradamus lăsă să-i cadă mantia și ridică felinarul care ilumină fața. Vernicule se dădu înapoi, atingând peretele celului, murmurând, Nostradamus. Rămase fără răsuflare, cu ochii măriți de groază la vederea acestui chip împietrit, al cărui trup nu-l putea distinge în întunericul celului, dar a cărui față palidă, lipsită de culoare, cu surâsul înfiorător, îl tulbură profund. Vernicuie și împreună mâinile și șopt. Ce ți-am făcut eu? De ce l-ai împiedicat pe călugări să mă salveze?" pentru că eu am cerut regelui arestarea ta. Tu, deci din cauza ta am fost arestat. Se bălbâi întemnițatul lui It. Da, da, trebuia să-mi dau seama. Îl acuzam degeaba pe rege. Numai la tine ar fi trebuit să mă gândesc, când nenorocirea s-a abătut asupra mea. Da, da, trebuia să-mi dau seama. De cum mi-ai adresat primul cuvânt, din glasul tău trebuia să mă gândesc că-mi ești dușman. Cu ce ți-am greșit, nu știu, dar ceea ce înțeleg este că mă vei omorâ, dacă n-am să te omori eu pe tine. Ei bine, Nostradamus, ești mulțumit? Privește celula aceasta. Nostradamus agăță felinarul într-un cui, astfel încât lumina se răsfrânse slab în celulă. Atunci el se întoarse spre deținut. L-aș fi putut pedepsi mai rău pe călugăr. Dar călugărul avea o scuză. În fanatismul lui, era totuși sincer. La ora aceasta agonia lui a început. El va muri disperat privesc celula asta, dar eu am cunoscut cândva o altă celulă, incomparabil mai îngrozitoare. Apa curgea pe pereți transformându-se în șerp de gheață. Încarceratul era legat în lanțuri. Inelele erau strâmbe și tăioase, așa că nenorocitul nebunea de durere și asta vreme îndelungată. Când călugărul a coborât la el în temniță, osânditul s-a jurat pe sufletul lui că era nevinovat. I-a căzut în genunchi călugărului plângea cu lacrimi de suferință, căci avea un tată muribund și pe care l-ar fi putut salva dacă n-ar fi fost întâmnițat. Călugărul a plecat fără să-i recunoască nevinovăția. Acum vin în numele acestui nefericit. Crezi că am făcut bine lovindu l pe Loioulă, tocmai în momentul în care spera? Dar eu nu sunt Loioulă. Tu n Eu nu ți-am făcut nimic. Adevărat, zise Nostradamus cu asprime. Tu nu mi-ai făcut nimic. Eu vin însă în numele prizonierului de care ți-am vorbit. Nu tu l-ai aruncat în gaura aceea despre care ți-am vorbit, ci Loyola. El a fost pedepsit acum. Dar eu? Eu? Băigui Vernicoe. Ce am eu cu toate acestea? Ce mă privește pe mine nedreptatea și cruzimea călugărului? Adevărat? Numai că am uitat să-ți spun numele nefericitului care mă trimite. Nu vreau să-l știu. Urlă Vernicoe. Trebuie să-l știi. Acest om se numește Nou. Vernicoe simți că îi se face părul măciucă, că îi ies ochii din orbite un fior de groază îi străbătu și raspinării. Numele acesta, acest nume, care de 20 de ani îi răsuna în urechi, care îi măcina conștiința, cădea acum asupra lui ca o secure de călău pe gâtul unui condamnat. Nostradamă se și îndreptă trupul într-o atitudine amenințătoare, dar mai este oasă în același timp. Nenorocitul răcnea. Atunci el reluă, de fapt, celula aceasta e o locuință destul de bună. Eu am văzut și o alta. A fost prima mea grijă când am ajuns la Paris. Cu puțin aur, l-am cumpărat pe guvernatorul Le Temple. Le Temple, băiului îngrozit. Da, ce s-a întâmplat? Ce ai? Am putut coborând în groapa în care o femeie nenorocită era închisă și care mă trimite acum aici, la tine. Am văzut-o cu pieptul înăcrit de aerul puturos, țipând îngrozitor de fiecare dată când, de sub o piatră, ieșea câte un șobolan scârbos. Da, am văzut celula aceea. Și mă întreb prin ce minune a supraviețuit. Vrei să-ți spun numele ei? Marie de Vaupart. Vernicu pronunță numele cu un strigăt jalnic, după care, înălțându-și brațele, se prăbuși. Nostre Damas rămase neclintit. De 20 de ani aștepta clipa aceasta. 20 de ani de când spera că va veni ziua răzbunării și, implicit, a unei mari satisfacții. Dar, vai, inima ei se împietrise. Nu mai simțea nimic, nimic. Nici un pic de satisfacție. Nostre Damas nu se mișcă. Așteptă ca Vernicoe să-și revină. După câteva minute, Vernicoe, după un mare efort fizic și moral, reuși să-și limpezească cât de cât gândurile. Se gândi că trebuie să se apere de orice acuzație, mai ales în momentul acesta al vieții sale. L-am cunoscut pe Renault, zise el și pe Marie de Vaupart. Spui că ești trimis de el? Vin în numele lor, spuse Nostradamus. Când i-ai văzut? Întrebă Vernicoe. Îl văd pe în fiecare clipă. Și pe Marie de Vaupart am văzut-o acum câteva ceasuri. Vie? Se întrebă Vernicue în sine sa. Ei bine, fie. Atunci nu era o fantomă ce am văzut cu Sentetien. Ea era vie. El trăiește. Vom vedea. Vernicuie, am văzut, nu se speria cu una cu două. Glasul său ușor ironic, curajul ei erau caracteristice, nostru să o știa prea bine. Și cu ce te-au însărcinat? Întrebă Vernicuie. Să-i răzbun. Spusă liniștit nostru damă. Să-i răzbuni. în Vernicuie. Cum? de ce nu o fac ei? Nostradamus prinse ironia din glasul său și răspunse, pentru că ei sunt morți. Fruntea lui Vernicue se umplu de broboane de sudoare rece ca gheața. Nostradamus, nepăsător, se juca cu prada sa, nepăsător. În schimb, lui Vernicue se pusese o gheară în gât, simțea că se sufocă. Spuneai că... Am spus că am văzut-o azi pe Marie de Vaupart, am spus că îl văd pe Renau în fiecare clipă. Ei sunt morți de 20 de ani am venit în Franța ca să-i răzbun. Atunci, Vernicuie se sprijini de pereții celulei ca să nu cadă. Parcă nu mai era în celula sa, ci în camera lui Marie de Vaupart, în camera unde îi duse și pe fiii regelui, François și Henry. Un miros de cadavru lizbi. Clopote băteau în capul său și deodată o voce tună ca pe podul din strada Froy de Mantel, Renault. Iată el pe Renault cum vine. Se simțea zdrobit. Îi mai rămânea un singur lucru, să ceară acestui om, în genunchi, îndurare, ceea ce și făcu. Am o fică. Numai pentru ea vreau să trăiesc, să fiu liber. Lasă-mă să-mi salvez fata și apoi la cu mine ce vrei, spuse el tremurând. Știu, zise Nostradamus. Se numește Florise. Știu că îți iubești copila. Destinul te-a onorat cu această slăbiciune, de care mă voi folosi în răzbunarea mea. Ce vrei să spui? Urlă Diavole! Omoară-mă! Dar nu te atinge de fata mea. Oh! Știu! Florise e în puterea ta. Nostradamus se aplecă, prinse capul lui Vernicue în mâini și zise, privește-mă. Îndurare pentru fata mea. Strigă Vernicue. Ce ai făcut, ce ceia? Nostradamus radia. Am dat-o regelui. Iertare. Iertare. Imploră Vernicue. Nu e încă totul pierdut. Îți dau viața mea în schimbul ei. Fugi. Salvează-mi-o. Oh. Prea târziu. În această clipă, regele este alături de fică ta ai dat-o pe mâna regelui. Acelui aș, căruia, cândva, i-ai dat-o tu pe Marie de Vaupart. Vernicul căzu cu fața la pământ. Nostru damas ieși, calm și maestuos. Temnicerul observă însă că mâinile îi tremurau ușor și că sudoarea îi curgea de pe față. Când ajunse la cotitură străzii froi de mantel, el văzu aproape de lovru o mulțime de oameni care strigă, trăiască monseniorul, trăiască maestatea sa, trăiască savoia, trăiască regele. Nostru damă stresări și își simți inima cuprinsă de o bănuială. Trăiască regele. Regele este la fonds. Azi e miercuri. Regele este lângă Florise și în fața regelui loviturii frumoase. Se aplecă în șa și întrebă un cetățean, dându-i o monedă de argint, prietene, ce e cu toată această lume aici? Ducele de Savoia s-a adus să viziteze locul ce se pregătește lângă Bastilia pentru festivitățile ce vor avea loc cu ocazia căsătoriei sale. Ah, făcu Nostradamus, răsuflând din greu. Maiestatea sa regele l-a însoțit pe duce, așa că de data asta am strigat trăiască sa voia și trăiască regele. Nostradamus simți că se prăbușește. Regele nu se afla la Pierre Fons, ci numai regele loviturii frumoase. Răzbunarea nu se împlinise. Capitolul 17 Pierre Fons, 1 Comoara, suntem obligați să-l ducem pe cititor cu câteva zile în urmă, adică în noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când Gino îl conduce pe Roland de în lângă casa mareșalului. Visul cu comoara evocat de bătrân devenise realitate. Galeria care dădea la lăzile cu aur se înfățișă în fața ochilor lui Roland. Cei patru oameni se aflau acolo. Căruța anunțată aștepta și ea afară. În mai puțin de o oră, sacii și întreaga avere fusese cărate. Roland era beat de fericire când, în fundul cufărului, nu mai rămăsese decât un singur sac, Gino nu vei lăsa această consolare tatălui dumitale? Nu, nu, strigă Roland, vreau tot. Gino își frecă vesel mâinile și ultimul sac fu dus alături de ceilalți. Citi saci sunt. Șase. 6 milioane deci. Unde îi ducem? La mine acasă, în strada Bethisi. Dar acolo va veni mareșalul să scotocească imediat după ce va vedea că a fost șefuit. Hai, vino, ne-am gândit noi și la asta. Căruța se puse în mișcare, urmată de Roland, care tremura de lăcomie. În curând ajunse la o îngrăditură, unde se afla o căsuță în spatele căreia se afla o tindă. Casa era înconjurată de ziduri. Casa asta e adumitale. Fântâna e adumitale și e secată. Ea va ascunde bine averea. Da, dar în lipsa mea ar putea fi golită. Sărmane tânăr murmură atunci Gino, ridicând brațele spre cer. Dacă noi am fi vrut milioanele acestea, le-am fi luat de mult fără să întrebăm pe nimeni. așa -i. e. adevărat. Băigui Roland. Dintr-un sac, el luă mai mulți pumni de aur cu care își împlu buzunarele. Apoi, sacii fură aruncați în fântână. Deasupra sa să lor aruncară pietre și pământ. Gino îi dă du lui Roland cheile de la casă și de la poartă. Roland le luă repede, apoi căzun visare. Când își reveni, căruța, Gino și cei patru oameni dispăruseră lui Roland îi se părea că visează. Se aplecă deasupra fântânii și rămase astfel, beat de fericire. Se gândea la mare lui, la lovitură îngrozitoare pe care i-o deduse tatălui său. Tâharule! Se auzi strigând o voce. Roland tresări. Stătu vreo oră aproape nemișcat, ascultând în noapte, dar nu mai auzi nimic. Mi s-a părut, murmură el. E doar frică. Hei, sunt bogat. Milionar. Și acum, la Pirefons. Roland de saint intră în strada Franc Bojoa, într-unul din cabaretele faimoase ale Parisului. Era ora 3 dimineața. El chemă patronul și ei numără o grămadă de scuzi pe tășdea. Apoi îi suflă ceva la ureche. Cârciumarul înțelese repede și ieși afară. După câteva minute se întoarse zâmbind. Afară așteptau 20 de oameni călare, bine înarmați, pregătiți pentru orice fel de luptă sau pentru aventură. Capitanul lor se numea Loredan. Erau o de oameni certați cu legea, în stare să se bată pentru o bucată de pâine și o cupă cu vin. Capitanul intră singur în cabaret. Roland îi explică despre ce este vorba. Căzură de acord asupra prețului. Fiul mareșalului vor să îndată jumătate din sumă. Acum, zise Loredan, suntem mai dumitale. Poți face ce vrei cu brațele și spadele noastre. Capul nostru la picioarele senioriei tale. Soldatul nu mințea. Oamenii aceștia erau foarte credincioși. Zero dată ce și vindeau spada, respectau întru totul înțelegerea. De altfel, Roland le făgăduise și o răsplată pe deasupra, în caz de reușită. Duminică dimineața, cele 20 de săbii închiriate de Roland, cei 20 de mustăcioși cu părul ciufulit, călări, chiuind și zdrângănind din pinteni, luau drumul Picardiei. După o goană nebună, ei ajunseră, în sfârșit, în apropierea cetății Pierrefonds. Își lăsară caii în grajdurile singurului han din apropierea castelului, iar Roland și Loredan se apropiară de podul suspendat al fortăreței. La o parte, strigară cei doi soldați de strajă, întinzându-și archebuzele. La o parte, strigară cel două santinele cocoțate pe zidurile castelului, gata să tragă și ele. În curtea fortăreței se auzi un zângănit de arme, strigăte de ostași și mare învălmășală. Roland era palid. Capitanul trupei lui Roland dedu din cap. Aici nu vom putea intra niciodată, zise el. Chiar înainte de miercuri voi fi înăuntru, zise Roland. Pentru ce înainte de miercuri? Pentru că atunci va veni Henry al doilea, regele Franței. Pierre Fons nu este al lui. El n-are mai mult decât mine dreptul să intre aici. Soldatul nu prea avu aerul că înțelege despre ce este vorba. Dar, fiind un om prevăzător, își păstră pentru sine părerea ce și-au făcuse. Roland vorbise ca un îndrăgostit. Hanul se afla la poalele dealului pe care era zidită cetățuia. Tifan, stăpânul acestui Han, făcea treabă destul de bună. Ofițerii și vânătorii aflați în trecere pe aici găseau la Hanului mai tot ce le trebuia. Era un om slab, uscat, puțin posomorât, căsătorit cu o fată tânără din Normandia, frumoasă, de 24 de ani, ce imprudență pentru un hangiu care n-avea altă preocupare decât treburile Hanului. Martina, nevestica lui, își cam dădea de ochii peste cap. Dacă mă înșeli, te omor. O amenințase el la începutul căsătoriei lor. Ei și. O singură dată voi muri. Răspunsese femeia ridicând din umeri. 2. Nevoia adulterului și a braconajului. În seara aceea, Tifan tocmai jumulea o găsca care urma să le fie servită lui Roland și capitanului Loredan. Tifan, cu satirul în mână, tăia hălci de carne, spintecând oasele pentru ciorbă. Martina, zise el deodată, mi se pare că băiatul ăla de la castel de târcoale cotețului nostru cu găini. E o vulpe și jumătate. Crezi că vrea să fure? Întrebă aceasta, clipind și răd din ochi. E o vulpe și jumătate, care știe să se învârtească și în jurul fustelor. Da, se minună ea. Da, mi se pare că șmecherul ți-a pus gând rău. Martina picură câteva lacrimi pe ceapa tăiată mărunt. Adu-ți aminte, dacă mă înșeli, te omor. Să știi că te omor femeia de te ochii peste cap. Cum să uit, dacă mi-o spui mereu? Tifan lovea cu satirul de parcă ar fi dat în capul vinovatului. De fapt, era liniștit în privința sentimentelor nevestisii. Nu făcea decât să o prevină. Trecu un sfert de oră. Spune, Martina, la ce oră răsare luna astă seară? Hangița tresării. Un zâmbet și îi lumină fața. De unde să știu eu, care mă culc odată cu găinile? Trebuie să știi. Miercuri ce? Vine, se pare că sosește la castel un mare senior și trebuie să fiu pregătit. Mi se pare că la nouă răsare luna. Așa că pregătește-te dacă vrei să faci ceva. Martine se urcă apoi în pod, de unde luă un cearșaf care îi servea de semnal tinerei îndrăgostite. Și iată ce și spunea ea, e clar de luna astă seară. E timp de braconaj. Castelul nu va fi păzit în noaptea asta. La orele 10, Hangiu ieși din casă, luând cu el cheile. În privința ferestrelor era liniștit, erau zăbrălite, ca la pușcărie. Tifan era prevăzător doar. N-am de ce să-mi fie frică, își zise el intrând în pădurea de lângă poalele castelului. La 20 de pași de el, o umbră se repezi în întuneric. Iute ca un braconier, Tifan întinse arcul, pe care îl avea pregătit și de drumul. Săgeții, umbra dispăru, lăsând în urma ei un foșnet de frunze. Drace, făcut Tifan, iată că mi-a scăpat vulpoiul. Ce vânat bun ar fi fost, gândi el, jinduind după o blană de vulpe. Dar Tifan se gândea și la posibila înșelăciune conjugală. Nu-i nimic, poarta e închisă și ferestrele sunt zăbrălite cum trebuie. Cheile sunt la mine. Desigur, așa era, dar nu știm cum se făcu, în ciuda porților bine încuiate și a ferestrelor zăbrălite, că vulpoiul ajunse tocmai în camera Martinei. Pe unde izbutise să se strecoare îndrăgostitul dacă totul fusese atât de bine socotit? Martina nu dormea, nici Roland de Saint-Étienne. Loredan și soldații se i însă de se zguduia pământul sub ei, la 20 de pași de Han, într-o șură care odinioară servise la altceva. Roland de Sentetien, în camera lui întunecată, cu capul în mâini lângă fereastră, admira castelul care se înălța pe deal. Cerul era albastru ca peruzeaua. Ea e acolo. Două zile mă mai despart de ea, până când voi forța porțile cei se vor deschide lui Henry al doilea al Franței. Acolo e destinul meu. Milioanele tatălui meu, sufletul meu, sunt gata să dau totul pentru a o cuceri pe aceea care mă urăște și mă disprețuiește. Cu orice preț voi fi stăpânul ei. Monologul lui însoțit de suspine fu întrerupt de un râs gomotos. Roland se dădu înapoi și duse mâna la pumnal. Dar nu era nimeni în cameră. El ciul urechile și auzi o voce de femeie, nu mai râde așa de tare. Zise glasul. Martina, draga mea Martina, de ce să nu râd? Labele lui Tifan sunt acum departe. Cine știe unde se află acum jupânul? Roland a auzit zgomot de sărutări, de farfurii și pahare ciocnite. În sănătatea lui jupân Tifan. În sănătatea bietului bărbat. Completă vocea tânăra. Dar, cu râsul tău îl vei trezi pe seniorul sosit de la Paris și care doarme în camera de alături. El e darnic, da? Aruncă cu aurul. E o adevărată pomană pentru Han. Să nu-l trezim, lasă l să doarmă liniștit. Și Martina, Femeie cu bun simț, adăugă, îl înșel cu plăcere pe Tifan, dar nu vreau să ruinez hanul. La dracu cu seniorul tău! Dacă va fi nemulțumit, va veni să-mi spună. Roland vreau să se ducă la ușă, dar l-opri un gând, pe unde naiba a putut să intre iubitul hangiței? Pe unde poate să iasă de aici? Cuprins parcă de un presentiment, Roland începu iarăși să asculte. Și auzind tot ce se petrecea alături, el își dădu seama că jupând Tifan era înșelat, cu regularitate, de câteva ori pe săptămână, că iubitul hangiței se numește Agenor și că bravul viteaz face parte din garnizoana de la castel. Inima lui Roland începu să bată cu putere. Desigur, iubitul Martinei îi va deschide porțile castelului. Dar cum? Nu știa încă să spună. Se așeză pe un scaun aproape de ușă. Nu mai auzi nimic, dar era hotărât, dacă îndrăgostitul va ieși, se va lua după el, îl va opri și îi va spune, Domnule, vrei să fii atât de han și să mă conduci la castel? Dacă nu, voi avea neplăcerea să-ți tai gâtul. Roland aștepta nerăbdător. Numai un spion poate fi mai nerăbdător decât un îndrăgostit. El era și îndrăgostit pe deasupra, trebuia și să spioneze. După o îndelungă așteptare, ușa necredincioasei Martine se deschise. Se auzi rășușoteli, îmbrățișări, apoi pași îndepărtându-se. Roland ieși și văzu o lumină care se înfundă pe scară. Scara dădea de în bucătărie. El coboră și ajunse acolo. Roland crezu că Martina a deschis ușa cu ajutorul unei chei anume făcută. Lumina continua însă să coboare pe treptele care duceau la pivniță. Roland coborâ în urma luminii. În pivniță, el nu văzu altceva decât o lumânare așezată într-un colț. Nici o ființă omenească. Martina și iubitul ei dispăruseră pur și simplu fără urmă. Roland privi în jurul lui și se văzu într-o pivniță susținută de trei stâlpi. Bolta era mare și arcuită. Dintr-un perete pornea un culoar subteran, care era barat de altă poartă. De data aceasta însă de o ușă de fier. Probabil că pivnița servise altădată de refugiu celor care se îi răgeau de frica unei invazii la castel. Culoarul subteran lega pavilionul care astăzi era Han, cu fortăreața. Era noapte. Era întuneric. În aer plutea misterul. Roland văzu prima ușă deschisă. La zece pași de aici, Soldatul își lua rămas bun de la iubita lui, Martina, care repetă, pe mâine, da, sigur. El pleacă din nou la vânătoare. Îi place să vâneze mai ales când nu e voie. Are și el metehnele lui. Pe mâine, repetă braconierul ăsta la alt. Ușa de fier se închise. Martina suspina visătoare și se întoarse în pivniță, închizând cu atenție prima ușă. Luă lumânarea și... Bună seara, draga mea gazdă! I se adresă Roland cu politețe, ieșind de după un butoi. Martina nu scoase niciun strigăt. Nu îi era frică nici de lupi. Se făcu numai albă la față. Lumina luminării era gata să se stingă din cauza tremuratului mâinii. Umbrele celor doi dansau pe pereții pivniței ca niște făpturi fantastice. Femeia îl recunosc cu îndată pe darnicul senior din Paris. Domnule, sunteți un gentilom și nu mă veți trăda, spuse ea. O marchiză nu s-ar fi exprimat mai frumos observă Roland. Să nu rămânem aici, spuse el. Jupând tifan, se poate întoarce dintr-o clipă într-alta și te poate ucide. Martin a început să tremure. O clipă mai târziu se aflau în camera lui Roland. Biata hangiță dârdâia din toate încheieturile, ca apucată de friguri. Roland, fără a scoate un cuvânt, puse pe masă o sută de monede de aur. Martin a rămas se uluită. Acest soldat, acesta genor, începu Roland. Domnule, spuse se Martina, e viconte. Biata Martina uită de primejdie. Cu un singur cuvânt, ea își trăda secretul. Draga mea gazdă, zise grav Roland, vreau să intru noaptea care vine în castel. Te rog frumos să-l rogi la rândul dumitale pe vicontele Agenor să mă introducă. Cu neputință? Cu neputință? Dar, averea aceasta este a dumitale. Martina lăsă să-i cadă privirea asupra grămezii de aur. Cu neputință, repetă ea mai slab. Atunci, zise Roland, să știi că te spun soțului dumitale. Alege între avere și moarte. Adio, draga mea, pe mâine seară. Roland o luă pe Martine de mână și o conduse până la ușa ei. Un sfert de oră mai târziu l auzi pe jupân Tifan intrând în casă, înjurând. Jupânul se întorcea plouat. Nu vinase să nimic. Mânia lui se spars în capul femeii. Ah, blestemato! Tu ești de vină. Sunt sigur că tu coci ceva. Dar, bagă de seamă, dacă te prind, te omor. 3. Braconierul la pândă. Ce făcea Florise? Văzându-se în fundul trăsurii, ea căuta să-și dea seama ce se petrece cu ea. Astfel, ajunse la concluzia că fusese răpită de către rege sau de Roland. Și își pregăti apărarea. Ea trată cu dispreț pe cele două matroane care o escortau. Florise își spunea că, vie, se va face respectată chiar și de rege. Dar ea avea de ales între moarte și dezonoare. Îndată ce teama îi dispăru, rămase în așteptare. În sufletul ci era curajoasă și încerca o bucurie amestecată cu mândrie. În dărâtul acestei bucurii însă zăceau tristețe apăsătoare. Și adevărul e că tristețea începea să se transforme în disperare, când își aducea aminte de acel tânăr cu spada strălucitoare, cu nume proscris, murmurat de buzele ei care respingeau un rege. Regele loviturii frumoase. Era noaptea de marți spre miercuri. Într-o cameră mare, în fața odăi în care stătea Florise, cele două zdrahoane stăteau de vorbă. O singură torță aprinsă lumina capetele acestor doi cerberi. Erau două ființe abjecte. Una din ele era handicapată și se numea Șchiopa. Cealaltă avea mustăți și se numea Archebuza. Bătură orele două dimineața. Cred că putem să ne culcăm, zise Archebuza. Nu, să stăm de veche. Mâine la prânz vom avea fiecare câte 200 de scuzi sunători. Și când te gândești că micuța nu-l vrea pe rege. Ah, ce figură! Un rege! Să respingi un rege! El ridicară ochii în tavan și spuseră în cor, să vegem, să vegem. Ești sigură că vom primi cele 200 de scuzi? Întrebă Archebuza. N-am deloc încredere în diabolicul ăsta de mare lui. saint -tien e bogat. Se spune că e stăpânul la 10 sau 15 milioane. Milioane. Ah, milioane. Cum se poate strânge oare un milion? Spune-mi, draga mea, vrei să câștigi unul? Întrebă o voce. Cele două matroane amuțiseră, sărind în același timp în picioare și strigând ascuțit. Un bărbat era acolo, în fața lor. Pe unde venise? Cum intrase? Ele își făcură cruce. Îndată însă se liniștiră recunoscându l pe fiul mareșalului de Sentetien. Cumpărate de marelui, ele găsiră firesc ca Roland să fie însărcinat să le aducă un ordin. Așteptând, ele ziseră, Vedeți, monseniore, noi vegem. Vreți să știți cum se câștigă un milion?" Repetă el. Ele se priviră uimite. Roland era palid, picături mari de sudoare îi curgeau de pe frunte. El repetă, Un milion." Și ar fi zis, Două, trei milioane." Totul, atât de aproape de florise, el era mândru de averea sa. Introdus și condus până aici de iubitul Martinei, căruia îi făgăduise plata datorilor, ei venise spunându-și, voi oferi o mie de livre celor două femei care o păzesc. Femeile rămase răului te la gândul că le pică pe neașteptate o întreagă avere. Un milion pe care îl veți împărți voi două. Fiecare va avea o întreagă avere. Ele căzură în genunchi și îngânară o rugăciune. Când îl vom avea, întrebă Archebuza cu o voce sugrumată. În câteva ceasuri. Știți voi cine sunt? Sunt fiul mareșalului de Sentetien. În clipa aceasta averea mareșalului se află în pivnița casei mele. Mâine, la ora pe care o veți alege, poftiți la mine, în strada Bet-Hisi și veți vedea cum arată un milion. Dinții îi clănțăneau în gură. Era livid. Puterea dragostei gemea în el. Femeile se priviră între ele și, după figură nobilului senior, își dă dură seama că omul era sincer. Nu se puteau înșela în privința aceasta. Zâmbind, ele își aruncară o privire îngăduitoare. Șchioapă zise, tatăl dumneavoastră trebuie să ne dea la fiecare câte 20.000 de scuzi, un milion. Scrâșni Roland. Eu vă dau un milion. Pentru a păzi pe această frumoasă fată, continua Archebuza, la care trebuie să introducem mâine un puternic senior pe care nu-l cunoaștem încă. Dar care ne poate spânzura, termină șchioapa. Un milion. Strigă Roland. Voi nu știți ce înseamnă asta? Mizerabilelor. Își înclește pumnii. Sângele părea că îi țâșnește din ochi. Femeile începură să se sperie. Hei, făcu cu Archebuza. Vedeți? Dacă ne hotărâm, ar trebui să vă predăm pe Mititica în schimb." Da," zise șchioapa, ar trebui cel puțin un milion." Să o aibă pe Florise." El nici nu se gândise la asta. Dar ele ghiciră îndată despre ce e vorba. Roland nu băgă de seamă că cerberele îi propuneau ceea ce el venise să le ceară. Trebuie să mi o aduceți la Han în zorii zilei," zise el. Și pe unde vom trece? Sunt cincizeci de gărzi în curte." Veniți," spuse Roland zâmbind. Șchioapa rămase să o pe Florise. Archebuza îl însoții pe tânăr. După o jumătate de oră ea se întoarse. Șchioapa o aștepta cu sufletul la gură. La gândul că s-ar putea să nu aibă milionul promis, simțeau că și dau duhul. Zorii zilei se iviră trandafirii la orizont, iar aerul era îmbălsămat de mireasma florilor și a copacilor din pădurea de la poalele castelului. Matroanele stinseră torța, iar archebuza aminti de coborârea subterană și de poarta de fier. Dar cum să o ducem? Întrebă șchioapa. Va striga. Trebuie să vină singură, răspunse Archebuza gândurată. Știu, îi vom spune că m-am răzgândit și ei voi propune să fugim.